Până la concretizarea sălii polivalente, care potrivit primarului Mario de Mețu este responsabilitatea CNI, iar acum se află în proces de achiziție, edilul își va respecta promisiunea făcută în campanie. Slatina va avea o sală de sport multifuncțională municipală. La finalul anului viitor va exista în Slatina cu siguranță o sală de sport multifuncțională care va avea o capacitate de aproximativ 1000 de locuri, ceea ce înseamnă că și echipa de handbal, și echipele de la campionatele, de exemplu, de tenis de masă sau alte sporturi vor putea să se joace acolo în condiții decente. Investiția în această sală multifuncțională de sport va fi utilă pentru oraș și din punct de vedere economic. Este mult mai costisitor să aprinzi lumina și să pornești căldura într-o sală polivalentă de 3500 de locuri pentru un meci de handbal, de exemplu, la care vin 300 de oameni sau 500 de oameni, decât este să pornești căldura și lumina într-o sală de 1000 de locuri. Și atunci, meciurile echipei de handbal sau echipei de fotbal în sală sau orice alte campionate vom avea la care prezența publicului estimăm că este sub 1000 de participanți, le putem face în sala de sport municipală. Atunci când avem un meci de handbal, de exemplu, cu CSM, cum am avut, sau cu echipe puternice, unde anticipăm, sau un concert, sau anticipăm că vor fi 3.000-3.500 de oameni, atunci putem deschide sala polivalentă. Potrivit președintelui PNL Olt, deputatul Gigel Știrbu, după discuțiile purtate la începutul săptămânii cu reprezentanții CNI, cel mai târziu la sfârșitul primului mandat al lui Temețo, Slatina va avea atât sală polivalentă, cât și stadion.